De la miezul nopții, prețul litrului de benzină și motorină s-a ieftinit cu 50 de bani. În teorie, căci în practică, ordonanța de urgență, care a fost publicată aseară, dă posibilitatea benzinăriilor să decidă dacă scad sau nu prețurile. Cu toate astea, s-ar putea să nu vedem de astăzi reducerea, ci abia din zilele următoare. E bine, pe aici pe acolo au apărut aceste reduceri. Din fericire, guvernul a promis însă că va urmări situația din piață și dacă va considera că prețul este speculativ, va interveni. Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind compensarea pe care benzinăriile o vor oferi șoferilor începând cu 1 iulie, iar ministrul energiei speră ca această reducere să fie aplicată imediat. 25 de bani vor fi suportat de către bugetul de stat, iar 25 de bani va fi o reducere comercială pe care voluntar o vor aplica lanțurile de benzinării. Numai că benzinările vor aplica reducerea doar dacă vor, pentru că măsura este opțională. Asta înseamnă că șoferii ar putea să aibă surpriza ca stația de unde au alimentat să nu le acorde compensarea. Să le lăsăm totuși un termen scurt, evident, de în așa fel încât sistemele fiscale să poată fi actualizate și să poată să reflecte aceste modificări. Însă, dacă se răzgândesc, pot renunța la compensare. Această măsură costă statul aproape 2 miliarde de lei. Nu ne așteptăm la o creștere a deficitului în baza acestei ordonanțe. Din creșterea prețului ar fi scăzut consumul. Ar fi scăderea consumului, ar fi dus la niște încasări mai mici pe partea de acciză și în principiu noi credem că se vor compensa, măsura va ajuta economia. Numai că oamenii se așteaptă ca benzinările să crească prețurile, iar cei 50 de bani nici să nu se mai simtă la pompă. Guvernul promite însă că va interveni în cazul în care este semnalată specula. În situația în care vor exista creșteri nejustificate a prețurilor la carburanți în perioada de aplicare a prevederilor acestei ordonanțe, acestea vor fi încadrate la categoria de acțiuni speculative, vor fi sancționate potrivit ordonanței de urgență a Guvernului 84 din 2022. Conform ordonanței de urgență aprobate, revânzarea carburanților cumpărați cu reducere va fi interzisă și va fi pedepsită cu amenzi de până la 500.000 de lei. Și zeci de șoferi au ieșit în stradă, la Iași, pentru a cere măsuri împotriva creșterii prețului la carburanți. Oamenii spun că nu își vor mai permite să circule cu mașina dacă scumpirile la pompă vor continua. După ce s-au strâns în fața gării mari din capitala Moldovei, mașinile au pornit într-un marș pe străzile din oraș. Și nu cred că o să mai ajungem să ne permitem să folosim mașinile personale. Vrem și noi, cum guvernul face chestii pentru alte țări, să se facă și pentru cetățenii lor. Sperăm, poate, da, guvernul ține cont de protestele noastre. Spiritele s-au încins când poliția a intervenit în timpul marșului. Atunci șoferii au oprit și au spus că nu vor renunța la acțiunea lor. Ne-au reproșat că nu am fost atenți la semnalul făcut de dumnealor ca să ne punem în mișcare, deși dumnealor, când au făcut semnalul, nu se uitau la această mașină pe prima bandă, ci se uitau la banda aceea pe care o vedeți cu linii de tramvai. Nu pleacă nimeni! Proteste au fost și în județul Argeș și în unele orașe benzinăriile au fost blocate de coloane de mașini.